Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din vremea lui Liviu Dragnea. Ce uitați, ce repede uitați. Ăla care aș perțui din greu banii dați de stat partidului ca să-și ia casă, mașină pentru el, pentru Alibaba, cum îi zici, prietenii. Da, să facă și vacanțe de neuitat. A furat de la hoți. Mobiler. Nu că n-a furat de la hoți, că ăștia sunt bani publici. Adică sunt bani dați de stat partidelor din România ca ele să funcționeze în interesul cetățenilor, să le reprezinte interesele politice, democratice. Da, domnule, glumiciu e așa în serios. Nu, că știți, oamenii când a apărut scandalul atunci, Mircea Drăghici îl chema pe ăla și a zis, ce are, mă, a luat în banii de la PSD, în banii lor. Nu sunt banii lor, sunt banii publici. Banii publici ai lor. Știi ce zic? Au și dreptul și pensia e din bani publici. Au dreptul să-i cheltuiască în anumite condiții. Okay. Toate partidele, nu doar. Adică, potrivit legii România, statul susține financiar partidele politice, pe cele parlamentare, chiar foarte generos. Se plătesc peste 200 de milioane de lei pe an. 250 de milioane de lei buget alocat. Faptul că nu-l consumă pe tot e un alt subiect de discuție. O să vorbim o dată și despre asta. Uh-huh. Da, bun. Cu cât un partid are mai mulți parlamentari, cu atât încasează mai mult. În 2021, de pildă, PSD a luat cam 50.000 de euro pe zi. Frumos. Da. Până în 2015, statul dădea partidelor cam de 40 de ori mai puțin. Vreo 6 milioane de lei pe an. Nu 250, dar politicienii au spus că au nevoie de mai mulți bani ca să nu mai fie tentați la afaceri necurate pentru a-și susține acțiunile de partid. Adică, băi, nu, dați-ne, noi furăm. Dacă nu ne dați, noi furăm. Dați-ne să nu mai furăm, înțelegi? Și statul a zis, mă, ce... adică tot ei. Și a naibii coincidență, cel care iniția legea prin care finanțarea a crescut de la 6 la 250 de milioane de lei pe an a fost Taman Mircea Drăghici. Adică coruptul care a folosit banii publici dați ca să nu fie corupție, tocmai pentru a întreține corupția. Era direct interesat. A zis, deci asta e, băi, nu, trebuie să facem ceva, inițiez o lege, nu se poate. Sunt prea puțini bani, ne face să furăm. Dați-ne mai mulți bani și o să vedeți ce o se întâmple. Bun, domnul Drăghici, printre altele, a băgat adânc mâna în banii partidului, care erau bani publici, cum ziceam, ca să-și plătească niște excursii în Republica Dominicană, Singapore, Bali, Sardinia, Cipru, Qatar, Tenerife și mama aia. Are gusturi bune. Da. Bă. Și acum înțelegi de ce a crescut bugetul? Adică pentru mama aia? Hai, Bali ca Bali. Ajungi în Bali, poți să ajungi ieftin în Bali și acolo, ce să zic, trăiești liniștit cu bani puțin, dar la mama aia n-ai nicio șansă. Acolo la omoră, da. Da. Procurorii DNA susțin că între 10 aprilie 2017 și 22 mai 2018, Mircea Drăghici ar fi folosit peste 550.000 de lei din conturile PSD pentru a achita, citez, unele cheltuieli ocazionate de deplasarea și sau cazarea în destinații turistice exotice a sa și altor persoane. Scrie Adevărul. Băiat cu prieteni și da. S-a gândit și la alții. Nu, ce persoane, alții. Da. Ce? Irina Tănase, o mai țineți minte? Iubita lui Liviu Dragnea. Mă rog, toată lumea cred... A fost cu ăsta în vacanță. Toată lumea credea. A fost și cu domnul Dragnea. Toată lumea credea că e iubita lui Dragnea. Ea avea alte idei, dar mă rog, asta e altă poveste, nici în asta nu vrem să intrăm, dacă înțelegeți ce vrem să spunem, dar nu mai sunt acum împreună. Domnul Dragnea a citit mesajele și s-a prins. Bun, oricum, băi, altfel faci politică pe plajă în Bali, nu? Adică, chiar dacă ești politician de Dâmbovița, altfel ești de Dâmbovița în Bali, altfel ești de Dâmbovița pe Chiselef. Vezi că a fost și în Singapore. Peste tot. Și în Dominicană. Da. Săptămâna trecută, procurorii anticorupție au anunțat că au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu fostul trezorier al PSD, care fusese deja condamnat la 5 ani de închisoare anul trecut. Și acum a zis, bine, hai, gata, recunosc că am dat cu vastul banii publici ai partidului. Și probabil îl pun să adune frunzele uscate din parc și se duce acasă. Poate că da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.